Dragii mei, azi vă aduc o rețetă simplă și gustoasă, pastea la Sorrentina. Rețeta este perfectă pentru momentele în care vă doriți o mâncare ușoară și confortabilă, cu doar câteva ingrediente. Iubitorii de paste vor descoperi una din cele mai simple și mai bune rețete de paste la cuptor. Lista de ingrediente o las afișată aici, dar și în descriere. Am combinat pastele mele preferate din grâu dur cu un sos de roșii cu busuioc, mozzarella și parmezan și am avut o cină foarte gustoasă. Îmi plac penele din grâu dur de la Paste Bănasa pentru calitatea acestora. După gătire își mențin atât consistența și textura, cât și gustul și culoarea. Pentru a pregăti sosul, am încins uleiul de măsline și am adăugat un cățel de usturoi. L-am lăsat să aromatizeze uleiul, apoi am turnat sucul de roșii. Am scos usturoiul, apoi am adăugat sare, piper și frunze de busuioc proaspete pe care le-am rupt cu mâna. Am lăsat să fiarbă 15 minute la foc mic. În acest timp am pus la fiert pastele. Când apa a dat în clocot, am adăugat sarea și am pus pastele. Le-am lăsat să fiarbă conform instrucțiunilor de pe pachet. Am ras parmezanul, apoi am tăiat mozzarella. Am pus pastele scurse peste sos și am amestecat până când toate au fost îmbrăcate cu acesta. Am pus jumătate din compoziția de paste într-un vas termorezistent, iar peste acestea am aranjat jumătate din mozzarella și parmezan ras. Am acoperit cu restul de paste, apoi am pus iar mozzarella și parmezan. Am pus vasul în cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius și l-am lăsat în jur 2 minute sau până s-a topit mozzarella. Atât de simplu și atât de bun! Sper că veți încerca rețeta și îmi veți scrie cât de mult v-a plăcut! Pe curând!